Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre China, aliatul uitat din cel de-al doilea război mondial. De ce a fost scoasă de pe podiumul învingătorilor? Prima conferință de la Cairo, Egipt, cu numele de cod sextant din 22-26 noiembrie 1943, a fost convocată pentru stabilirea pozițiilor aliaților față de Imperiul Japonez în timpul celei de-a doua conflagrații mondiale și pentru luarea unor decizii cu privire la soarta Asiei după încheierea războiului. La această conferință au participat președintele Statelor Unite, Franklin Delano Roosevelt, premierul britanic Winston Churchill și generalisimul Chiang Kai-shek, șeful guvernului Republicii China. Liderul sovietic Stalin nu a participat la conferință deoarece s-a considerat că întâlnirea sa cu Chiang ar fi dus la încordarea relațiilor Uniunii Sovietice cu Japonia. Pactul de neutralitate dintre URSS și Japonia din 1941 fusese semnat pentru o perioadă de 5 ani. În 1943, Uniunea Sovietică nu se afla în stare de război cu Japonia, în vreme ce China, Statele Unite și Regatul Unit se aflau în stare de beligeranță cu Tokyo. China, aliatul uitat, 1937-1945. China a pierdut 14 milioane de oameni în cel de-al doilea război mondial. De ce este uitat acest lucru? Istoricul britanic Rana Mitter, o mai bună înțelegere a acțiunilor viitoare ale Chinei poate determina o înțelegere mai adevărată a trecutului său din al doilea război mondial. Când se uită înapoi la cel de-al doilea război mondial, învingătorii își văd cel mai clar propriile contribuții militare. Prin urmare, Regatul Unit al Marii Britanii scoate în evidență bătălia Angliei și El Alamein, rușii Stalingrad și Kursk, iar americanii Zuazet și Midway, a scris Mihai Kopetsky în publicația online romaniabreakingnews.ro. Se vorbește totuși prea puțin despre faptul că în 1937, cu 2 ani înainte ca Germania lui Hitler și URSS să invadeze Polonia, trupele chinezești s-au ciocnit cu ocupanții japonezi în prima bătălie din al doilea război mondial. Alăturându-se Statelor Unite, Uniunii Sovietice și Marii Britanii, China a devenit al patrulea mare aliat într-o luptă devastatoare pentru însăși supraviețuirea ei. În mod paradoxal, una din cele trei puteri mondiale, dintre care azi au rămas doar două, a fost uitată la apelul victoriei din 1945 din motive prea puțin dorite a fi știute, fiind scoasă de pe podiumul învingătorilor pentru a lăsa locul Uniunii Sovietice. E vorba despre China, care în 1943, când la Cairo se tranșa soarta lumii after war, aceasta era a treia putere mondială, că soarta Uniunii Sovietice încă era incertă. Istoricii chinezi au arătat că războiul de rezistență împotriva agresiunii japoneze dus de poporul chinez a constituit o importantă componentă a războiului mondial antifascist și că poporul chinez și-a adus o importantă contribuție la victoria acestui război cu prețul unor imense sacrificii. Peste 35 de milioane de morți și 560 de miliarde de dolari pierderi materiale. Așadar, contribuția Chinei, al cărei război a fost cel mai lung și dintre cele mai sângeroase, tinde să fie uitată în Occident de mulți ani de zile, fiind puțin comemorată chiar și în China. O inedită carte intitulată Aliatul uitat, al doilea război mondial al Chinei 1937-1945, a istoricului Rana Mitter de la Oxford, își propune să clarifice această imagine neclară a evenimentelor prin prezentarea războiului de 8 ani al Chinei naționaliste, Chinese United Front, împotriva Japoniei invadatoare, un război care se desfășura cu mai mult de 2 ani înainte ca naziștii și URSS să invadeze Polonia, punctul clasic și tradițional de plecare pentru istoriile celui de-al doilea război mondial. Deși există autori care susțin cu argumente că al doilea război mondial ar fi început în 1938, odată cu ocuparea Cehoslovaciei și suita de evenimente ulterioare, titlul britanic al cărții este Războiul Chinei cu Japonia, iar în Statele Unite este Aliatul uitat. E un mister pe ce s-au bazat editorii în procesul decizional de alegere a titlurilor. Indiferent de numeroasele defecte ale guvernului chinez la acea vreme, guvernului lui Chiang Kai-shek niciodată, nici atunci, nici acum nu i s-a acordat suficient credit în ceea ce a fost adesea considerat o victorie pură americană în Asia și special în Pacific.
Dar până acum contribuția chineză a fost în general respinsă în mare parte sau considerată ca fiind minoră, secundară și nu merită cu adevărat să te deranjezi, să o lămurești. China a fost unul dintre cele patru mari puteri la sfârșitul conflictului, iar lobby-ul Chinei a fost foarte puternic în Statele Unite și apoi cele 14 milioane de oameni care au murit sunt un alt argument destul de convingător. China se afla azi la peste 75 de ani după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, ca singura putere ne-europeană și ne-albă care se așează la înalta masă. De aceea, aceste lucruri au o mare importanță azi, că se pune o întrebare firească logică: când și de ce au fost uitați? Mai simplu spus, experiența, suferința și contribuția Chinei din timpul celui de-al doilea război mondial, la cauza aliaților, a căzut într-o uitare creată de războiul rece. Niciuna dintre părțile implicate n-a avut interes să-și reamintească de contribuția Chinei. Pe partea chineză, după sfârșitul războiului civil în 1949, naționaliștii fuseseră exilați în Taiwan, iar Mao Zedong, care a fost victorios pe continent, a avut o istorie virgină în China continentală, că singurii care au avut o contribuție importantă la lupta și înfrângerea japonezilor au fost până la urmă tot sau doar comuniștii chinezi. În esență, politica războiului rece a acoperit ceea ce urma să se realizeze cu China ca una dintre marile piese lipsă ale puzzle-ului din al doilea război mondial. Acum însă o combinație dintre arhivele din China, care se deschid, și o nouă atitudine politică a liderilor săi, care au spart o altă gheață istorică. Pentru publicul american, a cărui cunoaștere a războiului din China ar putea începe cu masacrul din Nanking din 1937 și se va încheia cu piloții americani voluntari, cunoscuți sub numele de Tigrii Zburători, cartea oferă și o altă serie de date inedite menite să deschidă ochii cititorilor despre contribuția Uniunii Sovietice pentru naționaliștii chinezi care luptau activ împotriva comuniștilor chinezi, o acțiune extrem de consistentă și puternic susținută. Deși ar fi putut avea un impact ideologic nebănuit, se potrivea totuși cu dorința lui Stalin de a verifica cel mai eficient intențiile japoneze față de URSS. Cele două țări au purtat de fapt o serie susținută de bătălii în Mongolia în 1939, care au lăsat mii de morți de ambele părți. În timp ce liderul naționalist Chiang Kai-shek și comunistul Mao Zedong erau de obicei descriși drept titanii rezistenței Chinei și mai nou ai războiului civil, autorul aduce detalii neașteptate despre ascensiunea și eclipsa unei a treia figure a momentului, Wang Jingwei, a cărui statură și influență îl egala cu mult pe Chiang și pe Mao până când s-a aliat cu japonezii. Amploarea implicării Chinei în război a fost masivă. Chiang, de exemplu, a implicat 4 milioane de soldați la cauza naționaliștilor, în timp ce China în ansamblu a pierdut aproximativ 14 milioane de oameni în război. Dar ce s-a întâmplat de fapt atunci acolo? Pierderile enorme de vieți omenești sunt un motiv bun pentru a ne aminti, căci această situație este una singulară, unul dintre faptele unice de care merită să ne amintim, chiar dacă va deranja vreun oficial din Partidul Comunist Chinez, fiindcă trebuie să nu uităm că motivul principal al faptului că China are un loc în Consiliul de Securitate al ONU la înalta masă a diplomației globale nu se datorează a ceea ce a făcut președintele Mao, ci se datorează eforturilor de război întreprinse de către liderul naționalist Chiang Kai-shek și ale soției sale, Song Mei-ling, Madame Cheng. Poate surprinzător, o importantă personalitate politică în consecință ca rezultat direct al implicării Chinei de partea aliaților în cel de-al doilea război mondial. Adevărul istoric trebuie consemnat. Contribuția a fost de fapt făcută de către armata naționalistă, mult mai mare ca efective, dar care a fost ignorată ori ștersă din istoria oficială scrisă, care a fost sau mai este încă predată chiar în China. Așadar, până și în China pot exista unele găuri negre sau pete albe în istoria modernă. Trebuie amintit că în Occident s-a uitat foarte repede și de contribuția lor de război. Motivul este că Chiang Kai-shek, liderul chinez din timpul războiului, a fost privit după victoria aliaților în 1945 cu un fel de jenă, ca o relicvă a războiului rece rătăcită prin Taiwan, arătând din ce în ce mai irelevant, asociat cu incompetența și corupția, cu o întreagă varietate de calități pe care Occidentul nu le-a mai găsit prea atrăgătoare.
Dar ceea ce a fost uitat intenționat este faptul că liderul naționalist, printr-o serie de decizii, multe dintre ele foarte problematice și dificile, a păstrat totuși China în războiul împotriva Japoniei, în primul rând pe cont propriu timp de aproximativ 4 ani și jumătate, 1931-41, și apoi desigur ca parte a alianței foarte dificile cu Occidentul pentru încă 4 ani, 1941-45, după aceea. Un lucru surprinzător care a apărut este ideea că China, ca construcție geografică, sau cel puțin China modernă ca și construcție geografică, pare să fi apărut din sau după război, căci teritoriile din vestul lor nu au fost considerate până atunci parte integrală a teritoriului principal. E o interpretare corectă? Este de fapt unul din cele mai importante elemente ale întrebării. De ce contează al doilea război mondial pentru China? Iar unul dintre răspunsuri, sau poate cel mai important, este geografia. Dar la bază există un fel de ironie conform căreia cel mai mare moment de criză al Chinei din secolul al XX-lea, în ceea ce privește cea mai amplă invazie străină, cea japoneză, de fapt, în guvernul naționalist de atunci a fost forțat să centralizeze autoritatea. Trebuia să fie eliminată în cele din urmă una din marile probleme ale epocii oldismului seniorii războiului, adică existența unor lideri militari care controlau diferite părți ale Chinei în acea etapă a istoriei moderne. Unii dintre seniori au fost eliminați într-un mod destul de brutal și specific chinezilor și ca rezultat, la sfârșitul războiului, chiar dacă China a fost pulberată dincolo de recunoaștere, ce era pe punctul de a se lansa într-un război civil, problema care a existat între sfârșitul secolului al XIX-lea și izbucnirea celui de-al doilea război mondial a fost împărțirea în diferite regiuni de către seniorii războiului, fiind rezolvată în cea mai mare parte prin faptul că guvernul a trebuit să se retragă în interior și să-și consolideze stăpânirea în acea perioadă. Așadar, din nou una dintre moștenirile perioadei lui Chiang Kai-shek, pe care Mao probabil ar fi trebuit să o recunoască, dar era puțin probabil să-l menționeze elogios. Occidentul avea un punct mort care a fost abordat destul de elaborat în ultimii ani, în ceea ce privește contribuția sovietică la înfrângerea Germaniei naziste. Aceeași dinamică s-a întâmplat și aici, da, și parțial din aceleași motive, și anume accesul la arhivele sovietice. Ceea ce trebuie remarcat este faptul că în China n-au fost momente de genul căderea zidului Berlinului sau puciul de la Moscova, ori căderea lui Gorbaciov, etc. Dar ceea ce este de netăgăduit este că în ultimii 20 de ani, cu aproximație, arhivele chine au fost deschise din ce în ce mai mult. Și diferența mare este că pentru prima dată oamenilor li s-a permis să privească spre partea naționalistă, Gomintang, ca parte a experienței trăite. Acest subiect de cercetare și ceea ce surprinde uneori este că nu e un act de curaj pentru cercetătorii occidentali care bat la ușe și cer să aibă acces la fișierele ascunse. Această tendință se bucură de mai mult succes în China decât în Rusia. Cercetătorii chinezi de pe continent redescoperă părțile ascunse ale propriei lor istorii, inclusiv contribuția de război foarte credibilă și foarte importantă a vechiului aliat ideologic Partidul Naționalist, fiind unul dintre motivele pentru care chiar și Chiang Kai-shek a fost parțial reabilitat pe continent, fapt de neimaginat acum 25-30 de ani. La polul opus, în blocul estic, Marele Război Patriotic a fost întotdeauna o importantă piatră de încercare culturală și istorică. Deși pentru China însăși, contribuția ei la cel de-al doilea război mondial, versiunea ei asupra marelui ei război patriotic, nu a fost la fel de importantă. Și asta e o mare diferență față de Uniunea Sovietică. China a fost exact acolo. Practic, deși au fost motive de propagandă distorsionate în multe privințe, Stalin, Hrușov și succesorii săi au folosit războiul patriotic în care sovietici au luptat împotriva naziștilor ca o narațiune patriotică cheie pentru mitul invincibilității și măreției sovietice. Dar narațiunea despre cel de-al doilea război mondial a dispărut culmea exact în China. A fost o parte relativ minoră a modului în care s-a construit patriotismul chinez. S-au găsit semnale ocazionale, de exemplu, japonezii apăreau ca niște răufăcători pe scenă sau în filme, ori în unele dintre modelele de operetă din perioada Revoluției Culturale din anii 1960.
dar este clar că în cea mai mare parte a perioadei dinastiei lui Mao Zedong, adevărații dușmani erau naționaliștii Gomindangului și nu neapărat japonezii. Propaganda comunistă avea rolul de a menține populația încinsă de febra fricii împotriva posibilității ca invadatorii naționaliști ajutați de americani să se întoarcă din Taiwan și să înceapă al treilea război mondial. În schimb, Japonia n-a mai fost un dușman aproape învins și unul de care comuniștii chinezi au vrut de fapt să încerce să se apropie. Și-au dat seama că pentru o societate agrară foarte săracă, precum China, post-1947, era important să încerce să câștige cunoștințe tehnologice. Cu un boicot american vădit pe față, șansele ca acest lucru să vină dinspre Statele Unite nu erau atât de mari, în timp ce Uniunea Sovietică devenise un alt tip de partener. Și astfel, răspunsul a venit din Japonia. A existat un anumit contact neoficial între China și Japonia. Aceasta nu înseamnă că exista un mare interes în cercurile oficiale chineze în a nu sublinia prea mult crimele de război japoneze, în a nu face ca la Tokyo să se simtă că există o atmosferă de mare ostilitate. Așadar, din nou, destul de bizar, atrocitățile care de atunci au devenit mai cunoscute sub numele de raidul de la Nanking sau bombardamentul asupra capitalei temporare de la Chongqing era un alt subiect despre care pur și simplu nu s-a mai vorbit în public. Totuși, pentru un exercițiu util de memorie, să vedem ce a însemnat pentru China episodul cu masacrele de la Nanking sau Nanjing. La sfârșitul anului 1937, timp de 6 săptămâni, forțele armatei imperiale japoneze au ucis cu o brutalitate indescriptibilă sute de mii de oameni, inclusiv soldați și civili, în orașul chinez Nanking, Nanjing. Evenimentele oribile sunt cunoscute sub numele de masacrele de la Nanking sau violurile de la Nanking, deoarece între 20.000 și 80.000 de femei au fost agresate sexual de aceiași bravi soldați japonezi. Nanking, pe atunci capitala Chinei naționaliste, a fost lăsată în ruine, iar orașul și cetățenii săi au avut nevoie de câteva decenii pentru a-și reveni din trauma provocată de atacurile sălbatice ale invadatorilor japonezi. În urma unei victorii sângeroase la Shanghai, în timpul războiului chino-japonez, japonezii și-au îndreptat atenția către Nanking. De teamă să nu-i piardă în luptă, liderul naționalist Chiang Kai-shek a ordonat îndepărtarea aproape a tuturor trupelor oficiale chineze din oraș, lăsându-l aparat de trupe auxiliare neantrenate. De asemenea, Chiang a ordonat ca orașul să fie apărat și păstrat cu orice preț, interzicând evacuarea oficială a cetățenilor săi. Mulți au ignorat acest ordin și au fugit, dar cei rămași au fost lăsați la mila inamicului japonez care se apropia. Un grup mic de oameni de afaceri și misionari occidentali, constituiți în Comitetul Internațional pentru Zona de Siguranță Nanking, a încercat să înființeze o zonă neutră a orașului care să ofere refugiu cetățenilor din Nanking. Zona de siguranță, deschisă în noiembrie 1937, avea o suprafață de peste 300 de hectare, aproximativ cât dimensiunea Central Park din New York, și consta dintr-o mulțime de mici tabere de refugiați. La 1 decembrie 1937, guvernul naționalist chinez a abandonat Nankingul, lăsând administrarea orașului pe seama Comitetului Internațional. Toți cetățenii rămași au fost îndrumați la ordin să intre în zona de siguranță pentru a li se asigura protecția. Chiar înainte de sosirea trupelor japoneze, începuse să se răspândească vestea despre numeroasele atrocități pe care le comiseseră prin nordul Chinei, inclusiv concursuri de asasinate și jafuri. Soldații chinezi au fost vânați și uciși cu miile și aruncați în gropi comune. Hotărâți să distrugă orașul, japonezii au jefuit și au incendiat cel puțin o treime din clădirile din Nanking. Deși inițial japonezii au fost de acord să respecte zona de siguranță Nanking, în cele din urmă, nici refugiații nu au fost feriți de atacurile criminale. În ianuarie 1938, japonezii au declarat că ordinea a fost restabilită în oraș și au demontat zona de siguranță. Crimele însă au continuat. Apoi a fost instalat un guvern marionetă care avea să conducă Nankingul până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Nu există cifre oficiale pentru numărul morților, deși estimările ajung până la 300.000 de personaje. După încheierea războiului, câțiva ofițeri japonezi au fost judecați și condamnați pentru crime de război de Tribunalul Militar Internațional pentru Orientul Îndepărtat,
și au fost executați. Furia față de evenimentele de la Nanking continuă să perturbeze relațiile chino-japoneze și în zilele noastre. Adevărata natura masacrului a fost contestată și exploatată în scopuri propagandistice de către istoricii revizioniști, apologeții și naționaliștii japonezi. Trebuie să privim cu foarte mare atenție perioada 1950-1980 pentru a reuși să găsim câteva mențiuni majore oriunde în China despre masacrul de la Nanking din 1937. Și acest lucru s-a făcut pentru a detașa japonezii din îmbrățișarea războiului rece provocat de Statele Unite în Asia Pacifică, retrogradându-i puțin, amintindu-le de ceea ce s-a întâmplat în anii războiului. Acest lucru a început să se schimbe în anii 1980, dar în timpul războiului rece a existat un interes major la Beijing de a nu se accentua prea mult pe crimele de război japonez. Atât pentru azi, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!